Unde ați lucrat înainte? La o casă de pariuri. În ce loc? În Târgu Cărbunești. Așa. Cum am înțeles, la dumneavoastră a venit agentul de la circulație la Târgu Cărbunești și a băgat, ce sumă a băgat la pariuri? Sumă de 70 de milioane. Și cum se numește agentul de circulație? Liviu Cârstea. Liviu Cârstea. Dumneavoastră, cum vă numiți? Nu pot să vă spun. Da. În ce perioadă ați lucrat? Un an de zile, în 2015. În 2015. Da. Mulțumim.